Bună și bine v-am regăsit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Vreau să vă povestesc astăzi despre câteva parfumuri minunate, vă asigur, despre parfumuri care au intrat în ultima perioadă în colecția mea și vreau să împărtășesc cu voi primele impresii. Dar înainte de toate, spuneți-mi și voi ce v-ați mai cumpărat, ce ați mai descoperit, ce aveți de gând să vă cumpărați, pentru că eu știu că voi sunteți iubitoare de parfumuri și că aveți acolo un wishlist stufos. Și apropo de wishlist, chiar am și eu un wishlist cu niște parfumuri arabești și mă gândeam să fac un video cu wishlist-ul acesta sau mai degrabă să vin cu un haul. Nu știu, mă mai gândesc dacă să vin cu wishlist-ul, dar puteți să puneți și o pauză, să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să lăsați un like și puteți să vă și alăturați dacă vreți să susțineți acest canal. Aveți acolo 4 tipuri de abonament, puteți să alegeți oricare tip de abonament și eu o să vă mulțumesc cu clipuri suplimentare, dar de acum înainte vreau să vă mulțumesc și cu cele mai bune oferte parfumate pentru a vă ajuta să faceți cele mai bune achiziții. Da, o să vin zilnic cu cele mai bune oferte parfumate, dacă le găsesc. Dacă nu le găsesc, probabil vom face pauze. Dar nu există. Găsesc zilnic oferte, credeți-mă. Și consider că mă și pricep la asta. Chiar cred că mă pricep la asta. Da, eu am mai tot venit și pe grup cu oferte și pe comunitate. Am început să postez și pentru membrii cele mai bune oferte și noutăți, ce găsesc, ce îmi place, ce mi se pare interesant și la preț ok. Dar mi-am propus să vin zilnic. Așa că vă aștept să vă alăturați și am înțeles că de la 8 membri în sus vom avea și chat și putem să discutăm pe chat. Haideți să trecem la parfumuri. Vreau să încep cu un parfum, cu un brand pe care nu l-am cunoscut până acum. Cu un parfum pe care ar fi fost bine să-l descoper prin martie așa. Dar nu-i problemă, niciodată nu este prea târziu și vorbim despre Masaki Matsushima, parfumul se numește Matsu. Probabil că le-ați văzut, când scrollați voi așa după parfumuri, ați văzut pe Makeup, pe Parfumo, pe Notino, parfumurile acestea și cu siguranță nu prea v-ați oprit la ele pentru sau poate că nu v-au atras atenția pentru că nu prea le-am văzut așa populare. Dar să știți că chiar este un parfum interesant acest Matsu. Cu siguranță înseamnă ceva în japoneză. Parcă. Nu știu exact, dar avem aici piersică, piper roz și trandafir în deschidere. În mijloc avem liliac, wisteria, Iasomie stea, floare de portocal, iar în bază avem mosc, migdale și santal. Da, este un parfum care imediat mi-a amintit de A Drop Dissei de la Issey Miyake, doar că mi se pare că în acest seamănă destul de mult, aș putea să spun, dar mi se pare un pic mai plin, mai dens acest Matsu. Sticla este foarte frumoasă, foarte frumoasă. Și mi se pare că are mai multe flori mov. Avem liliac, dar avem și wisteria și da, se simte mai bogat în flori, în flori mov. Este și cremos, este foarte plăcut, este un parfum, cum am spus și despre A Drop Dissei, primăvara într-o sticluță, este plin de flori mou, wisteria și liliac. Este cremos, doamne cât de puternic este, deci miroase foarte bine, foarte, foarte bine. Este cremos, dacă cunoașteți A Drop Dissei, tot în zona aia e, doar că mi se pare că este mai bogat în flori. Dar tot cu baza aia cremoasă, migdalată, deci nu este un floral banal. Și din nou, este primăvara într-o sticluță, un parfum de purtat primăvara mai mult.
Sunt multe parfumuri de la brandul acesta care mă tentează. Sunt minimaliste, așa. Sticlele sunt foarte drăguțe, foarte drăguțe. Și da. Poate mai descoperim și altele. Poate ați descoperit și voi parfumuri de la Masaki Matsushima și îmi spuneți și mie despre ele în comentarii. Momentan cam atât. Nu știu cum stă la capitolul persistență, dar el este intens. Deci nu este ceva fresh și aerisit, așa, e destul de dens, e foarte floral, foarte bogat, migdalat. Și da, m-a dus cu gândul la Drobdisei. E frumos, sticluța este drăguță și o să mai discutăm cu siguranță despre el. Trecem la următorul parfum despre care noi am mai vorbit, pentru că mai am o miniatură în colecția mea, dar a ajuns la mine și sticluța, care este una superbisimă, superbisimă. Cred că mi se pare, de fapt nu cred că mi se pare cea mai frumoasă sticlă de la Elisab și este vorba despre Elixir, un parfum dulce cu aroma aceea de iris, un iris puțin murdar, dacă pot să spun așa, așa cum îl simt și în La Vie Belle. Să știți că se duce foarte mult în zona aia, La Vie Belle. Cel cu iris. Toate cred că au iris. O să vă scriu pe ecran. Doar că se usucă diferit. Și acesta mi se pare mai tineresc și mai jucăuș decât cel de la La Vie Belle. Oh. Miroase super, super bine. E foarte plăcut, foarte plăcut. Este dulce, floral. E foarte frumos parfumul acesta. Are ca și note mandarină și neroli în deschidere. În mijloc avem stânjenel și în bază avem lemn ambrat, rășină benzoică și smirnă. Este foarte feminin, foarte jucăuș, este dulce, este floral, este elegant. Mi se pare foarte potrivit și în perioada ceva mai caldă. În cazul în care vă plac parfumurile ceva mai dulci, dar da. Trecem la următorul parfum, care este de la L'Herbolario de această dată și se numește Indaco sau Indigo. Eu am aici cutia pentru că acesta a fost un set și a avut și acest portfard foarte drăguț, foarte drăguț, îmi place mult de tot. Iar parfumul este acesta de 30 de mililitri și ce bine miroase. Stați așa, nu mai am hârtiuțe pe care să dau, așa că o să dau pe piele. Ce deschidere puternică are, ia să vedem ce are în deschidere. Avem bergamotă de Calabria, fructe roșii, grapefruit roz, portocală braziliană și mandarină. Deci avem o deschidere fructată, citrică, dar imediat, imediat vin notele pudrate. Este un parfum pudrat. Da, apare violeta și mușcata, chiar se simt. Avem în mijloc rășină benzoică, violetă, mușcată, cedru, trandafir și magnolie. Dar avem o bază foarte frumoasă. Trece și partea asta florală. Mai greuță aș putea să spun și vine partea aceea de cacao. Patchouli, vanilie de Madagascar, tonka, vetiver, ambră și moscalb. Și devine un parfum dulce și cald, cu nuanțele acelea de cacao, dar și de violetă. Cam așa am observat că se usucă dulce cu cacao, cu violetă, cu tonka. E cald, este un pic spicy. Lemnos, deci un parfum pe care mi se pare foarte potrivit toamna. Este super cozy, foarte plăcut și cald. E un parfum frumos și mă bucur să îl am în colecție. Haideți să trecem la un parfum lansat în 2024, un parfum de la Kayali. Este vorba despre Vanilla Candy Rock Sugar 42. Da. Voi știți că mie îmi plac foarte mult parfumurile de la Kayali.
Îmi place foarte mult Sparkling Litchi, mi se pare perfect pentru vară, pentru iarnă îmi place foarte mult Vanilla 28 și mai am unul, un full size. Pe Vanilla 28 nu l-am în full size, am varianta mică, mai am foarte puțin în el, cred că mai am, dar consider că Vanilla 28 merită o sticlă full size. Pistachio și Litchi nu m-aș arunca să cumpăr sticle full size neapărat, dar îmi place foarte mult Litchi. Și acum a venit acest Vanilla Candy Rock Sugar 42, deci au avut 42, vine de la versiunile testate până au ajuns la mirosul acesta și au încercat de 42 de ori să facă un parfum. Au reușit la numărul 42 să facă un parfum care seamănă cu Labelle. Deci cred că au încercat. Am rupt cutia asta, că ce să faci? Da. Vorbim despre primele impresii astăzi, da? Despre parfumurile astea. Și o să vedeți că am o ojă care seamănă exact cu sticla aceasta. Vedeți că ea, la lumină, are aceleași nuanțe. Și să știți că nu se vede așa când nu este lumină, este un mov simplu. Apoi la lumină devine ca și sticla aceasta. Așa s-a nimerit. Îmi place foarte mult parfumul. Îmi place. Mi se pare că este foarte multă gălăgie în jurul acestor parfumuri de la Kayali și un pic exagerat totul. Adică mi se pare destul de scumpuțe. Nu toate își merită banii, dar sunt frumoase. N-am cum să zic că nu sunt. Sunt. Până a venit acest Vanilla Candy, care, da, are o deschidere. Hai să vedem ce note are. Vanilie, pară, marshmallow, rom, frunză de violetă și ylang ylang. În mijloc avem gumă de mesticat, jelly bean, bomboanele acelea, și iasomie, caramel și labdanum. În deschidere, chiar simt notele astea. De ceva dulce, de bombonele, de gumă de mesticat se simt. Dar trece imediat partea asta și simt Labelle. Labelle de la Jean Bogotier, parfumul, unul dintre parfumurile mele preferate, care se află în top 5 parfumuri de designer, și pot să vă spun că nu este la fel de bun ca și Labelle. Nu. Dar este mai scump, cred eu. Adică pe acesta nu-l găsiți și pe toate drumurile la un preț mic, pentru că și pe Labelle, dacă îl cauți în Sephora, în Douglas, în magazinele astea mari, poate că o să-l găsiți mai scump, dar puteți să-l căutați și în alte părți și o să-l găsiți la un preț mai bun pe Labelle, pe când pe Vanilla Candy Sugar nu o să-l găsiți peste tot și nu o să-l găsiți și la un preț mai bun. Deci, varianta asta de 10 ml costă undeva la 150 de lei dacă dai comandă. Mult, foarte mult. De 50 de ml este 4 milioane și ceva. De 100 de ml este 8, habar n-am cât e, nici nu m-am uitat, pentru că nu aș cumpăra niciodată o sticlă full size din acest Vanilla Candy. Asta pentru că mi se pare că seamănă cu Labelle foarte bine, foarte bine. Mi se pare că nu se usucă cum se usucă Labelle, pentru că se stinge mai repede. Labelle continuă să fie înălțător, minunat, superb, bogat, puternic până la capăt. Ei, acesta se pierde pe undeva și nu pot să zic exact cum se usucă, pentru că nu l-am purtat cum se cuvine. Dar nu își merită o sticlă full size, ce să mai zic, asta este părerea mea acum. Da, deschiderea este mișto, rău, bombonele, gumă. Îmi place parfumul, ce pot să zic? Labelle este parfum, da, și mă face să strănut. Cred că și Labelle face asta, pentru că este foarte puternic. Este super zaharicios, fructat. Eu îl simt și pe Labelle foarte fructat. Are izul ăla de Labelle și nu sunt eu singura care spune asta și nu doar mie mi se pare. Eu nu știu cum se usucă.
L-am folosit la un moment dat pe mână și mi s-a părut că nu izul acesta de la Bell se termină și la un moment dat nu mai e atât de, cum să zic eu, bine definit. Pe când la Bell, v-am zis, îmi place, îmi place pentru că îmi place foarte mult și la Bell, dar de ce seamănă atât de mult că nu înțeleg? Deschiderea este foarte diferită și diferită de orice am încercat până acum. Este o deschidere cu bombonele și gumă de mestecat, foarte mișto și cremoasă, ca un ghețat așa cu jelly bean, cu aromă de gumă de mestecat și cu jelly bean aruncate acolo. Bim, jelly bean, jelly bean. Da, nu știu ce să zic. Îmi place, o să-l folosesc pe acesta, este un parfum frumos, o să-l port și o să revin cu impresii, să vă spun și cum se usucă și despre persistență. Să știți că nici Sparkling Lychee nu persistă foarte mult, adică, cum să zic eu, nu proiectează foarte mult, adică nu este o bombiță, nu este. Și am văzut că a apărut un parfum arabesc, cu siguranță că o să-mi-l iau și eu, pentru că nu aș da banii pe Sparkling Lychee, pe full size, dar îmi place aroma și cu siguranță o să o găsesc în parfumul care se găsește pe Dubai Collection, așa că o să-mi iau, că place părea mult aroma aia, o să-mi iau parfumul arabesc. Mi-aș lua și la cel cu fistic, de exemplu, tot varianta de pe Dubai Collection, dar da, e gălăgia foarte mare la Kayali. E gălăgie, este hype-ul, este marketingul, este. Mai departe vreau să vă arăt un parfum, doar pentru că știu că sunteți pasionate de parfumuri și pentru că o să apreciați această sticlă. Este vorba despre un parfum vintage pe care nu îl găsiți așa peste tot și am vrut neapărat să vă arăt sticla asta minunată. Este vorba despre Fleur d'Interdit de la Givenchy. Are foarte multe note parfumul, dar haideți să vă arăt sticla. Cât de frumoasă este, ce floricele. Ea este așa ca și cum ar fi înghețată, o sticlă înghețată și aici este o combinație de sticlă transparentă și înghețată și dă foarte bine. Vreau să vă arăt neapărat sticla asta. M-am gândit la un moment dat să nu includ în clip, dar știu că sunteți pasionate de parfumuri și că o să apreciați așa ceva. Deci nu o să vorbim neapărat despre parfum în sine, pentru că este o aromă vintage și mai soapy așa. Avem pepene, note verzi, pepene roșu, pepene galben, zambilă. Este pudrățel, este plăcut. Este chiar un parfum purtabil vintage, pentru că eu nu pot să port orice parfum vintage, dar unele îmi plac și mie foarte mult. Avem în mijloc foarte multe flori, chiar și liliac, și o bază de lichen, stânjenel, mosc, heliotrop, vanilie, iris, lemn de santal și cedru. Da, este o aromă plăcută, un parfum vintage purtabil. Eu nu știu cât o să întind eu mâna după el, pentru că știți că nu sunt în zona mea, dar vreau să-l păstrez în colecție și îmi place foarte mult sticla aceasta. Ce spuneți? Fleur d'Interdit. Următorul parfum despre care vreau să vorbim este o bombiță care, din păcate, nu se mai găsește. Cred că este discontinuat, este lansat în 2016 și este acest minunat. Minunat! Deci, avem aici un parfum lansat în 2016. Un parfum vanilat pudrat și avem ca și note coacăze și mandarină în deschidere. Sticla se vede așa din cauza ring light-ului. Avem mușețel, heliotrop, iasomie, iasomie chinezească. În mijloc și în bază avem boabe tonka, vanilie de Madagascar, paciuli, lemn de santal, ambră și mosc. Aroma asta o mai întâlnim acum. Nu la parfumurile de designer, ci la parfumurile de nișă și când o întâlnim, suntem date pe spate. Doamne, deci sunt unele parfumuri care erau atât de frumoase și pe care acum le găsim pe la parfumurile de nișă. Doamne, este minunat, este un parfum cu vanilie cald, sexy,
Este și puțin fructat. E foarte aerisit, este pudrat, nu este înnecăcios, este dulce, este plăcut. Deci îmi place de nu mai pot parfumul acesta. Nu o să insist cu el pentru că știu că nu-l găsiți, din păcate. Mă bucur că am avut și ocazia să-l descoper. Poate că voi l-ați avut în colecție, îl aveți în colecție de mai de mult și vă bucurați de el. Dar eu nu-l testasem pe acesta. Îmi place și Modern Muse, să știți, am miniatura aceea și chiar este un floral plăcut, plăcut. Floral moscat, nu mai știu exact, dar vreau să-l port și pe el. Foarte frumos este Modern Muse Nuit. Stați până la capăt pentru că vreau să vă arăt cel mai frumos parfum și cel mai frumos parfum cu șampanie. Haideți să vi-l arăt acum, mai am două parfumuri pe care să vi-le arăt, dar o să vă arăt prima dată parfumul cu șampanie care m-a dat pe spate. Și care are cea mai frumoasă prezentare și sticluță. Deci, cred că este cea mai frumoasă sticluță din colecția mea de până acum. Mai zic eu asta și probabil că mai sunt și altele, dar acesta este nou și de el îmi amintesc sigur. Scuzați sunetul acesta. Este vorba despre Pink Me Up de la Atelier de Zor, parfumul cu aur. Da, cred că o să fac un close-up ceva. Pentru că avem ring light-ul acesta care deranjează foarte mult, dar o să vorbim despre parfum de data aceasta. Pink Me Up este un parfum cu o deschidere de bergamot și floare de portocal. În mijloc avem mure, șampanie și trandafir și în bază avem un mosc, paciule și stânjenel. Fetelor, m-a dat pe spate parfumul acesta pentru că nu aveam așteptări de la el, pentru că părerile sunt foarte împărțite. Miroase extraordinar. Cred că o să fie un parfum pe care o să-l tot port în această vară. Mi se pare foarte potrivit și foarte sexy pentru vară. Nu este super strong. Unii spun că persistă foarte bine, unii spun că nu persistă deloc. Dar pot să vă zic că nu este un parfum foarte intens, dar este foarte interesant, foarte diferit. Unii spun că este un parfum basic, că seamănă cu Mon Paris de la Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent? Mon Paris? Cred că da. Eu pot să zic că se duce în zona aia, dar este altceva cu siguranță și da. Se simte un trandafir, se simte o aromă fructată, se simt fructele astea de pădure, șampanie, este dulce, dar nu dulce fructat. Apoi, când se usucă am observat că se simte un iris murdărel acolo, un paciuli, un ceva. Și la un moment dat începe să se îndulcească din nou. Deci aroma este cumva liniară, dar are mai multe etape. În deschidere este minunat, este superb, este foarte girly, foarte sexy, foarte potrivit pentru vară, de zi, de seară, de când vrei, pentru că nu este super strong. Nu este deranjant. Poate că pentru o persoană care iubește parfumurile puternice, cum sunt și eu de altfel, o să simtă nevoia de și mai mult. Adică aș fi putut să duc și eu o aromă mai puternică, dar mi se pare perfectă. Da, acum miroase iris, un iris plăcut, un pic așa murdărel, sexy. Și apoi începe să se îndulcească din nou, deci de-abia aștept să port parfumul acesta. Mi se pare superb, superb și sticla este genială. Deci este cea mai frumoasă sticlă din colecția mea, culoarea asta. Iar o să mă certe lumea că agit sticlele de parfum, dar trebuie să vedeți și voi treaba asta. Cât de frumos arată, ce sticlă frumoasă și avem și aur, da? Când știți cum mai spunem noi despre ceva, că ce costă atât e din aur, da, costă atât pentru că e din aur.
de data asta cu adevărat. Pot să spun că prețul din magazin, dacă îl căutați, este exagerat. Adică nu consider că își merită banii. 10 milioane, 12 milioane, 15 milioane nu merită atâta. Deci nu merită atâta. Cu tot aurul, cu toată aroma lui dulce, fructată, minunată și sexy, nu își merită banii, dar dacă îl cumpărați din alte părți, de la alte persoane, dacă aveți și alte surse și puteți să-l găsiți la un preț mai mic, da. Da, nu știu, undeva la 600, 700 maxim, consider că merită, dar mai mult nu. Ok, și ultimul parfum despre care vorbim astăzi este unul de la Juliette Hezegan și se numește Da. Ăsta este parfumul, unul dintre favoritele mele de la Juliette Hezegan. De fapt, este favoritul meu. Am mai vorbit la un moment dat despre el într-un clip. Cred că l-am, din ce țineam eu minte, îl simt diferit sau îl interpretez diferit acum. Pentru că și caut genul ăsta de parfumuri, dulci, fructate, vanilate. Dar caut și parfumuri de vară, îmi plac parfumurile fructate, în fine. Vreau să descopăr cât mai multe, nici nu contează. Și sinceră să fiu, în ultima perioadă descopăr niște parfumuri care mă dau așa peste cap și îmi vine să-mi schimb colecția de parfumuri, îmi vine să o iau de la capăt, îmi vine să... În fine, oricum, voi știți foarte bine că eu descopăr parfumurile care mi se potrivesc mie 100%, 1000%, cum vreți voi. Și mai pleacă altele din colecția mea pentru că nu vreau să le colecționez pe toate, adică chiar pleacă multe. Acesta este un parfum vanilat, dulce, fructat. Este o combinație de, se duce în zona Hypnotic Poison, dar nu este la fel. Fructe cu vanilie, cu caramel, cu... E o nebunie. E o bombiță. O bombiță. Avem și flori, avem tuberoze, stânjenel, floare de portocal, smeură mușcată. Să știți că e un parfum care poate fi purtat și în perioada mai caldă, pentru că nu este super strong, adică nu te intoxică. Îmi place parfumul, este foarte, foarte frumos. Am mai discutat despre el, o să mai vorbim despre el, o să-l port cu mare plăcere. Mi se pare, din nou, un parfum dulce, gurmandicios, sexy. Mi se pare potrivit seara, în serile de vară. Este un parfum vesel, fructat, dulce, foarte frumos. Dacă vă plac parfumurile dulci și dacă ați testat Hypnotic Poison, se duce în direcția aia, dar nu este la fel. Și cred că este favoritul meu de la Juliette Hezegan. Știți că am avut de-a face și cu Juliette Hezegan Vanilla Vibes, care, de la care aveam alte așteptări. Este un parfum frumos, perfect, perfect pentru vară, echilibrat, dar eu mă așteptam să fie altfel? Mă așteptam la o altă aromă? În fine, nu a fost chimie, punct. Dar acesta îmi place foarte mult și o să rămână în colecția mea. Și cam atât pentru astăzi, a fost un video lung, sper că v-a plăcut, o să mai discutăm despre parfumuri, o să le analizăm și mai bine împreună, o să vă povestesc despre parfumurile pe care le port, o să vin din nou cu parfumurile săptămânii, nu știu, să-mi spuneți și voi dacă vreți, dacă nu vreți eu tot vin, pentru că v-am spus că mi se par destul de relevante acele clipuri și pot să vă povestesc mai bine și la cald despre ele. Și da, ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat, să aveți o zi minunată. Pa, pa!